Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă arăt cum se desenează un tucan, o pasăre tucan. Așa, ca de obicei aveți nevoie de un creion și o radieră, o ascuțitoare în caz că vă trebuie să ascuțiți creionul și după aceea puteți alegeți ce vreți voi ca să colorați această pasăre, da? Bun, și desigur că aveți nevoie și de o foaie pe care o vom împărți, ca de obicei, într-un segment întâi. Deci, aproximativ aici se va termina desenul, o linie și cam aici se va termina coada acestui tucan. Bun, acum împărțim aproximativ în 3, foarte aproximativ. Ia să văd. Bucata de sus fiind puțin mai mică, bucata de mijloc puțin mai mare și bucata de jos iar puțin mai mică. Putem să facem chiar iasul. Vedeți că putem să corectăm oricum când ne schimbăm părerea. Deci bucata din mijloc să fie cea mai mare, da? Așa, acum, aici sus, facem un cerc aproximativ. Puteți să puneți pauză oricând dacă merge prea repede, da? Un cerc foarte aproximativ. Aici facem un oval. O să-l facem puțin pe o parte pentru că pasărea stă pe o crenguță și corpul îi vine puțin pe o parte, da? Un oval. O să facem puțin mai mare. Așa. Și aici va fi coada. Deci începem cam din punctul ăsta. Deci vedeți unde a atins ovalul, linia asta. Faceți așa un trapez. Asta va fi coada, da? Aproximativ să ajungă până unde am zis că o să fie coada. Aici puteți să-i schimbați puțin forma. Așa. Bun. Unde e linia asta o să fie, de fapt, o crenguță și puteți să o continuați așa. Poate să vină în jos, nu contează, nu trebuie să fie dreaptă. Și încă una ca să fie așa, să aibă de ce să se agațe. După aceea o să-i facem lăbuțele. Așa. De aici mai faceți, undeva de sus, încă un oval. Deci, ovalul începe sus. Sper că se vede bine. Nu se vede. Așa. Ia. De aici începe. Deci ați văzut cercul. Ovalul începe de aici. Și se termină undeva pe aici, da? Facem întâi oval, pe urmă schimbăm forma țuguiată. Așa, aproximativ, da? Deci asta va fi clanța. Așa, bun. Acum putem să unim aceste forme ca să pară mai mult a pasăre. Vedeți? Unim totul. Așa. Și aici o să vin așa. Desenăm acolo pe urmă. Iar aici iarăși unim. Și cred că acest oval trebuie să fie puțin mai mare, ca să încap o aripă așa mai frumoasă. Așa, bun. De aici trebuie să facem clanța ascuțită. Deci venim în jos și de aici mergem pe forma ovalului, dar când ajungem spre sfârșit facem așa, da? Bun. Aici desenăm pata neagră, aici o să fie oranj și aici o să fie negru, da? Așa. Clanța asta o să vină aici. Se vede bine? Sper că se vede. Bun, aici desenăm ochiul aproape de clanță, dar de fapt aici stați așa, că ne mai lipsește încă o formă. Deci facem dublul. Și aici o să fie negru. Aici o să fie ochiul. Un cerc și al doilea. Și bucata asta tot vine neagră. Deci lăsăm și forma asta, dar asta vine de în urmă. Vedeți? Doar am dublat liniile. Până aici. Iar aici facem așa, da? Iarăși, dacă merg prea repede, opriți și faceți în pas cu mine, da?
Bun, bucata asta o să fie albă. Aici o să fie negru. Aici o să fie oranj. Aici o să fie totul negru. Toată bucata asta o să fie neagră. O colorați voi după, da? Așa, aici, pe crânguță, aici tot o să fie negru. Pe crânguță îi desenăm așa. Vedeți cum am venit? 1, 2. Și aici vine ascuțit. Pentru că a apucat așa cu un degețel și cel de spate nu se vede. Și cred că are 3 și 3 nu se văd, dar unul se vede în față așa, da? Iar aici, undeva pe aici o să facem așa. Încă o clam, încă o din asta, un degețel. Puteți să faceți așa puțin, parcă se vede ceva în spate. Da? Așa. Ștergem puțin liniile care nu ne trebuie. După aceea când o să colorați, aha, am înțeles că aici am mărit corpul, dar coada trebuie să vină puțin despre corp, deci rectăm puțin. Așa. Și, ia să vedem, asta este tucanul nostru portocaliu cu galben aici. Bucata asta rămâne albă. Și tot unde am făcut hașurat este negru. Iar ghearele sunt albastre. Sper că v-a plăcut acest video. Să desenați cu plăcere!